Astăzi, în acest episod, tatăl strict l-a obligat pe Vladus să construiască o casă mică de vacanță pe plajă. Dacă nu o făcea, ieșea rău. Credeți totuși că i-a plăcut și a construit? Scrieți în comentarii. Ia că stau și eu la televizor, mă frate, că nu mai fost de foarte mult timp la televizor, ce-i drept să stau să mă uit pe televizor, pe toate chestiile astea de genul. Și acum o să fie totul foarte frumos, o zi liniștită, să sperăm că tatăl meu strict nu o să mai vrea să mai vină după mine să mă bruieze la cap și toate astea. Uitați-vă că fix acum a venit, bă, deci când se nimerește, nu vine, perfect, gata, mă, hai că mă pun aici, mă ușor la televizor, hai mă să schimb programul totuși, că nu prea-mi place programul ăsta, hai să domnule la sport, aici direct la sport, să ne uităm la sport, hai mă, hai să fie totul bine. Bă, fraților, chiar sunt curios dacă voi vă uitați la data ce cauți. Ce faci, bă, Vladus? Cum ești, Vladus? Mă uit că începe meciul la Euro, tată, joacă România cu Olanda. Adică, da. Bă, te bă, nici abu, Vladus, eu am tine, vreau ca tu să faci o casă pe plajă. O casă pe plajă? Da. De ce să fac eu o casă pe plajă, tată? Cum adică casă pe plajă să-ți fac eu? Ce? Păi da, pe fiante meu, eu vreau așa, o casă pe plajă. Păi de ce vrei să-ți fac eu o casă pe plajă? De ce? Că așa vreau eu. Mă, tată, cum adică să-ți fac casă pe plajă? Tu ai casă aici, asta e casă. Cum adică să... Pentru ce casă pe plajă? Păi vreau pe plajă. Pe plajă vreau. Avem plaja lângă noi, tată. Păi nu pot să mă, eu vreau o casă pe plajă. Pe plajă, înțeles? Păi da, e plajă lângă noi, tată. Uite, mergem acum direct, uite plajă aici. Pentru ce mai vei plajă pe casă pe plajă? Ce? Ce plajă, mă, ce plajă, mă, nu e nicio plajă și fii antenă, nu, eu vreau o casă pe plajă, înțeles? Nu e nicio... Pe plajă să am! Păi da, și atunci dacă ai zis că nu e nicio plajă, tata, atunci n-ai nevoie de o casă, nu poți să-ți faci o casă, bă, tata, uite aici avem o plajă mică, aici, asta e plaja, uite-te aici, stânga-dreapta, asta e plaja. Dar atunci eu vreau o casă pe plajă, adică să o am fix pe plajă făcută. Păi și ce... Doamne, iartă-mă cât de prost e taică meu. Bă, dacă zic că vreau pe plajă, pe plajă. Mă, tată, stai puțin, ia vină puțin aici. Tată, vină puțin. Cum adică vrei o casă pe plajă și de ce să-ți fac eu o casă pe plajă, tată? Când tu ai casa fix lângă plajă. Eu vreau pe plajă, să fie construită pe nisip. Păi ce vrei să fie construită pe nisip, tată? Ce, să lene să ajungi până acasă, de acasă până aici sau ce? Da, așa că să merge. Păi și acum cum ai ajuns, mă? Deci, cum adică să lene să ajungi până aici, dar acum ai ajuns. Cum adică? Bă, tată, unde să mergem? Păi ori vrei, unde să mergem, tata, dacă ai zis că vrei? Bă, tata, ai nebunit? Bine, hai, vă facem aici, hai! Tata, ai tâmpit rău de tot de ieri, tata, de la chestia aia, când a venit omul ăla să-ți facă o farsă ca să-i dai tu bani, să creadă că, ca și cum că eu am murit. Doamne, ferește, tata, cum să crezi că eu am murit? Și cum, adică, aici și, acum am vrut să... Dacă nu faci o casă, te omoră cu una mea, înțeles? Și ce casă să-ți fac, tata? Îmi place, te place! Ce casă să-ți fac? Nu pe plajă, ce fel de casă? Mică, mare, medie, ce casă vrei să-ți fac? Vreau medie, hai mică! Și ce casă să-ți fac, tata? Adică ce vrei să conțină casa? Cum adică să-ți fac eu o casă? O casă mică, e foarte mică vreau să faci, mică ca o gadică. Păi și dacă nu-ți place cum vreau eu să fac casa? Păi zic eu, hai, vină, cu cine vorbești, omule? Vine aici, că cu mine vorbești, că deja mă enervez, bă, tata, bă, care e tatăl și care e fiul dintre noi? Mă pui pe mine să-ți construiești ce... Doamne, sănătate, tată, dar nu mai da cu ar cu mine. Ce ești așa de nesimțit, tată? Mă pui să-ți fac... Și că vrei să-ți fac o casă și tu dai cu ar cu mine. Ce înseamnă asta? Mai ai pretenția să-ți mai fac eu o casă, tată, nu? Păi, astronaut! Apa repede! La muncă, sclavul meu! Tată, și dacă nu-ți place ce casă fac eu? Păi, o să-mi placă! Bine! Doamne, cum să-i fac eu casă? Și tu stai aici sau pleci? Eu stau aici! Și ce faci dacă stai aici, tata, dacă eu îmi construiesc casa? Tu ce faci? Stai să mă privești? Nu, o să zic ce îmi place și nu-mi place. De asta, dacă îmi place, o să pun o floare. Dacă nu-mi place, o să o fac cu tine de urmă ea. Hai că e prost copilul ăsta, adică tăi că mă... Bă, tată, care-i copilul dintre noi? Care-i copilul dintre noi? Eu nu înțeleg, mă pui pe mine să-ți construiești niște case, tată, eu am 2 ani, tată. Vorba vine, dar... Mai repede, hai, 3... Gata. Tata, bă, tata, ai nebunit de tot, ești prea prost, nu te mai suportă nimeni, tata, ce faci? Ia, mă, pui acum să-ți construiesc, mă, ce casă să-ți construiesc, mă, tata, de ce vrei să fac, de lemn, de ce vrei să fac? Le nu-și fă de orice, dar fie antenă, bă, să fie mică. O casă mică, da, hai că pot să fac, uite așa, tata, asta e casa, nu? Merge așa, asta să fie casa, merge, tata, atâta, gata. E prea mare. Da, e prea mare casa asta, mă, tata, tu-ți bagi joc de mine sau ziua, tata, ce vrei să fac? Fac aici, ce casă vrei să-ți fac, cum vrei, cu ce vrei, cu lemn, cu coarz, cu ce vrei, tata, să-ți facă, nu înțeleg, ia fii atent că fac eu cu ceva, fii atent. Surprinde-mă! Te surprinde cu ceva, tata, fii atent, deci folosesc coarțul ăsta, bun, folosesc, am văzut eu, dar nu mai știu unde e, tata, a fugit. Bă, vreau să vezi că dacă nu-mi plac, o să fac o TNT-ul, ai înțeles? Dacă ce?
Tată, nici măcar nu te aud, tată. Tată, ia. Dacă nu-mi place, să vorbești. Bine, tată, stai puțin. Hai, tată, că mă doare și spatele rău de tot. Hai că încerc eu acum să-ți fac o casă. Îți promit că... Da, tată, lasă-mă în pace. Îți promit eu că o să iasă o casă mișto, dar trebuie să văd aici cum exact o să iasă, tată, că e greu de făcut. Adică n-am mai făcut în viața mea așa ceva, tată. Chiar este super greu și... Nu te mai plânge că fiul primarisem făcea de prima mea filmancelă. Doamne, tată, nici nu știi să vorbești, hai, lasă-mă în pace. Și, doamne, nici nu înțeleg ce-i spune acolo. Le duci pe fiul Maricel. Păi cine să știu, mă, tată, dar crezi că te înțelege cineva cum vorbești tu cu prunele acelea în gură? Te duci repede să mănânci prune de la doamna Marinela. Nu, și pe fiul lui Maricel. Pe fiul lui Maricel? Cine e fiul lui? Cine e Maricel? Fiul meu. Venise și Maricel la mine, dar nu mai știu ce să se înfine. Habar n-am. Hai că îți construiesc aici, zi, îți place, e ok așa casa, e ok, îți place, e mișto, vrei să fac mai mic, mai mare, cum vrei să fac casa asta, tată? Nu-mi place partea asta, mă! Care, mă? Nu-mi place partea asta, o refaci! Nu-mi place să refaci! Hai, refug, că nu-mi place! Da, ce vrei să spun? Vrei să spun, de ăsta, tată, e mai frumos așa? Cum vrei să pun? Da! E frumos așa? Mai frumos! E frumos, bine măcar că ai spart acolo, că ai făcut aici, e bine că ai făcut așa, mai sparge și tu pe aici, ajută-mă și tu, tată, dacă vrei să faci o treabă așa frumoasă, tată. Bine, tată, bine, lasă că vezi tu, bine. Ok, deci fac așa, în partea asta o să las așa cum a venit aici, bun. În partea asta... Vreau să fac ceva la fel. Bun, deci faci cu ăsta, bă. Mie nu-mi place cu ăsta, refă. Păi ai zis să fac cum vreau eu, cu ce vrei să-ți fac, tată? Doamne, iartă-mă, cu ce, doamne, iartă-mă, vrei să... cu ce vrei tu, dar dacă eu zic că mie nu-mi place, nu-mi place. Îți place mai mult ăsta? Nu îți place, doamne. Ia, îți place mai mult ăsta, tată, cumva? Nu! Păi asta voiam să-l zic și eu, că ăsta chiar nu trebuie să-ți placă, adică, pe bune, nu înțelegi. Bă, tată, dacă nici ăsta nu-ți place, tată, îți place sau nu-ți place ăsta? Tată, păi de ce mă mai pui pe mine să mai fac dacă ține nu-ți place niciunul? Păi pune-și tu cu orice, pune, bă! Păi și că orice, pun ceva și îmi spargi, ce înseamnă? Dacă vrei, bă, dacă vrei, pune așa! Nu, lasă, ia, așa îți place, ia, vezi? Așa, da, îmi place! Îți place așa? Doamne, e mai închis, tată, dar mă rog, cum spui și tu, tată, nu știu. Aici, hai că facem așa în interior, că în interior îmi place să se vadă așa, să fie raftul frumos, în partea asta să se vadă așa. Fac în partea asta ușița aici, tată, vrei să ai ușa aici sau unde fac ușa, unde vrei? E bine așa? Nu-mi place geamul! Vrei să fac aici ușă, tată, sau nu? Spune! Nu, fac ca ușa să fie aer în spatele, aici! Acolo să fie... Păi, tată, tu gânde... Tată, nu trebuie să ieși direct în mare, nu asta vrei? Păi nu, că fie antenă, în față vreau altceva în față. Ce vrei în față, tată? Și nu vrei să ai nici intrare, nici ușă pe aici deloc? Ba da, dar vreau altfel de ușă. Doamne, iartă-mă, hai că mă și nervez, tată. Unde vrei, mă, ce ușă vrei? Mă, tată, ia, ocupă-te tu, te rog, de partea asta cum vrei tu. Te rog eu, tată, să faci ușă... Tu trebuie să faci cu tine singur. Bine, fac cu mine singur, am înțeles. Hai, pun o ușă aici, e bine unde am pus ușa asta? Așa? Așa? Tată, de ce spargi? Nu! Pe cum vrei, că nu înțeleg unde vrei ușă, sparg asta? Sau ce fac? Așa te vreau. Așa, bun, am spart aici. Păi tata, zic că nu vrei să fac ceva. Prea mult! Gata, tată. Aulă, bă, tată, dar ești greu de camă, tată. Adică nu înțeleg pe bune cu tine. Genție nu-ți convine absolut nimic, tată. Mă pui pe mine să-ți fac și ție nu-ți convine. Păi ce o mai pui, omule, să fac? Uite, gata. Ți-am făcut și unde? Îți fac... Unde fac, tată? Fac aici? Unde fac? Unde fac ușa? Pun... Unde pun? Aici trebuie să fie la nivel cu ușa aia ca să vină bine. Două uși? Da, dar vine... Cred că mai bine... Care să vadă? A, să vezi prin... Ok, bine, hai că asta e, dar eu ziceam că ușa din asta trebuia să pui acolo în partea cealaltă, tată, dădea mai bine, nu aici. Nu, vreau două, bă! Păi două, bine, gata, așa, aici... Da, pui trei! Bine, tată, aici punem așa, în partea asta aici o să facem așa, după aici o să punem așa, 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 bun, tată. Nu, așa! Da, cum vrei, tată? Nu știu, o știi. Eu știu totul, tată, eu știu totul, hai, mai... Gata, să fac așa cum e de așa. Eu știu numai
Maricel, fiul Maricel nu făcea o casă perfectă. Fiul Maricel, păi du-te la fiul Maricel dacă el să pricepe, tată, că eu nu mă pricep, că eu n-am mai făcut așa ceva. Doamne, iartă-mă, pui pe mine să-ți fac toate tâmpările astea ce strigi ție prin cap la 2 dimineața când tu ai mâncat fasole și tragi numai pârțuri. Fiul Maricel nu știa că mă iubește, așa că tragi în gură. Da, te iubește fiul Maricel, păi tată, tu ce ești, ești... Am înțeles. Nu mai comentez, tată. Uite, mă, îți place cum e casa până acum, tată, ce zici? E frumoasă? E frumoasă? Da, tată, zi, tată. Da, mie nu-mi place. Da, nu mai spărți. Tată, omul, trebuie să iau apă. Refac partea asta. Hai că îți refac, ai zis că o să fie mai mic. Bine, hai că face mai mic, tată. Dacă tu nu vrei să fie frumoasă, o face. Aici a fost o mini piscină, aici a fost o mini piscină. Gata, punem aici mini piscină. Fii atent, tată, cum facem. Facem o intrare de asta așa de piscină, aici frumos. Și aici este mini piscină, tată. Îți place? Uite așa, în formă de asta. Îți place piscina în formă de asta? Nu, vreau în formă, așa vreau. Bine, tată, păi dar ai zis că o să fie mini. Da, ok, ok, și asta așa ceva de genul bun. Bine, tată, așa facem frumos. Da, tată, frumos, frumos, foarte, foarte tare. Îmi place, tată. Gândești foarte bine, tată. Îmi place gândirea ta. E o gândire foarte frumoasă, tată. Ești super, super gânditor așa de fel. Și punem și ușița aici, tată. Nu, vreau alte uși. Vrei alte uși, tată? Păi da, vrei. Tată, da, eu nu te înțeleg. Tu vrei și de care? Aici vrei să fie uși închise sau de care? Nu, aici nu, aici vreau, așa vreau. Da, tată, și îți fac ușile așa sau ai, eu zic să-ți fac mai bine una. Și aici, fii atent, punem așa, ceva de genul, tată. Eu zic că dă mai bine așa, e frumos și el așa de fel. Așa, și asta e și hai că facem, hai că facem așa, tată. Da, nu mergem nici așa, tată. Doamne, păi hai că facem așa. Păi, păi da, fă-ne, mă, tu, omule. Bine, gata, asta e bun. Și aici o să-ți intre lumea din afară, tată. Gândești și tu ce puțin sau nu? Acoperă, bă, ești prost? Păi ce să acopăr? Ia că-mi cer, stai. Gata, fiță-l fiul lui Maricel, tată, că deja mă enervez cu fiul lui Maricel. De ce nu l-ai pus pe el să-ți facă dacă tot nu ești mulțumit? De ce încerc eu să fac aici pentru tine, tată? Mă-mi pui așa pe mine la vârsta asta mea de 2 ani, tată, vorba vine și te aștept să reușesc eu să fac și mă mai și... Bă, te comentez la mine, mă? Nu, tată, nu comentez. Doamne ferește, cum să comentez la tine, tată? Doamne ferește, tu ești cel mai minunat om de pe planetă, tată, nu știai? Iar comentez la mine, fiul lui Maricel, de cea din gură și-i construia. Bine, să tacă fiul lui Maricel din gură, că eu să fac aici o casă frumoasă, nu ca fiul lui Maricel, că ăla nu știe să facă cum fac eu. Uite ce fac eu aici, fac cu terasă frumoasă, ai vedele la mare, tată, să ai cea mai frumoasă priveliște din lume la mare, nu cum îți făcea fiul lui Maricel, că ăla nu știa să facă cu priveliște la mare, tată. Tu vai de capul tău, îl faci pe ăla să nu știu ce și așa, îl ridici în slăfi pe ăla și ăla fiul lui Maricel nu știe, să nu are talentul meu. Eu zic pe bune, tată, nu sunt talentat? Zi pe bune acum, tată. Îți place? Păi... L-a vorbit mult. Da, eu, bine, tată, păi dacă tu taci așa din gură și mă enervezi... Level 10 yapper! Ce? Domne, iartă-mă, vorbești, tată, acolo, în fine, fii atent, tată, eu fac aici foarte frumos, adică ceva minunat ce tu n-ai mai văzut în viața ta, tată, direct ca în filme, tată, cea mai frumoasă casă din lume, dar tu, tată, ce, domne, iartă-mă, vrei să-ți mai fac la casa asta, adică, pe bune, încerc aici să-ți construiesc... Tată, te rog, omule, nu mai sparge, tată. Nu place puteaua. Gata, e frumoasă puteaua. Și, doamne, iertă-mă, putea. Zic o schimb, nu mai sparge, că spargi toată casa dacă mai dai cu TNT, gândești? Bă, fiul Maricel. Da, bă, lasă-mă pe fiul Maricel, nu mai faci mișto de mie, că știu că faci mișto, hai că știu că-ți place. Gata, lasă așa, tată, că deja nu mai... Nu, eu nu... Tată, nu mai stau. 5 minute maxim de mai stau, tată, și gata. Dacă nu... Tată, bine, hai că-ți fac, fii atent cum îți fac, îți fac, ce păgri, ce mă păgri, hai că-ți fac, uite așa, tată, dacă nici așa nu-ți place, tată, eu nu-ți mai fac absolut nimic, îți place? Da, tată, îi dai și foc, vai de capul tău, tată, bă, da, tată, da, tu nu gândești, mă, tu chiar n-ai viziune bună, tată, eu aveam cel mai bune viziune, să făceam niște case de... Fiul lui Maricel, tăcea din gură și știa că sunt cel mai bun, tată. Da, păi de unde știe, mă, dacă, bă, ai fi să lui Maricel, de unde știe, adică, a, lasă că îi spun eu lui Maricel ce spunea fisă de el, nu, îi spun? Ce? Doamne, că ești prost, tată, știi ceva, tată, nu, deci chiar nu mai... Acum prost? Tată, fiul Maricel nu mă făcea prost, fiul lui Maricel zicea că e cel mai bun, nu, tată. Fiul lui Maricel îmi zicea mie că face mișto de tine, ca să spun pe dreaptă. Fiul lui Maricel așa spunea, că te ia la mișto, că tu ești mare prost, tată, ca să înțelegi. Bă, fiul lui Maricel nu minte niciodată. Păi da, păi exact, nu minte niciodată, pe mine nu m-a mințit niciodată, tată, mi-a spus adevărul. Da, tată, bine, du-te la fiul lui Maricel, nu mai știi când, îți cerea bani, parcă el, nu? Nu-i așa? Îți cerea bani, nu? Cine? Fiul lui Maricel, nu-ți cerea bani? Nu, eu ce le-am bani? Păi tu, doamnă,
În fine, tată. Tată, nu te înțelege nici nimeni, tată, ce vorbești tu acolo. În fine, fii atent că să fac eu aici ce mai... Lasă-l pe fiul lui Maricel, tată, că de ce mă enervez cu fiul lui Maricel? Termină, tată, tată, bă, ești tu... Nu vreau ușa asta! Tată, ești tu sau ce ești? Bine, tată, să nu vrei ușa aia, că ai ta pe care o vei, ia-o pe asta, tată. Vreau ușa mică! Ce ușa mică? Că nu există ușa mică! Asta! Asta, mă, așa? Nu! Tată, care? Da, asta! Da, asta e ușa la tine, tată, gândești, bravo, mă, tată! Olo, tată, tu nu știi nimic, că ți-am pus aici frumos, aici, asta! Fisul lui Marcel știa! Bine, cu fisul lui Marcel, că deja, gata, termină, că tată, nu ești amuzant, că lumea zice că ești nebun, dacă te aude cineva zice că ești nebun, gata! Vino cu mine, tată, uite, îți fac aici, zici ce vrei să-ți mai fac prin interior, tată, zi-mi, spune-mi ce vrei să-ți fac, îți dau de la de ciocolată... Nu faci culoarea asta! Nu faci culoarea asta! Tată, că nu mai avem timp! Tată, mă enervez, nu mai stau mult tu timp aici, tată, că am și o treaba mea, nu mă mai enerva! Fiul Maricel, stătea mai mult timp! Fiul Maricel stătea mai mult timp, da? Da! Stătea mai mult timp. Păi fiul Maricel nu are altceva de făcut, tată. Eu am treabă, am treabă. Lasă-mă în pace, tată. Tată, da Maricel, să la Harvard. Bă, gata, am zis. Pă bune, tată. Ce nu înțelegi? Dacă zic 2000 de ori, nu mai zice de fiul Maricel. Vino aici și zi dacă îți place. Ce la mine? Fiul Maricel? Nu ți pala mine. E bă, ușa aia. Da, fiul Maricel nu se... Și ușa unde care ți-am dat eu? Unde e ușa aici? Da, tată, de-aia nu te mai auzi. De-aia te întrerup ca fraierul că fiul Maricel... Unde e ușa care ți-am dat să fie? Doamne, tată, uite că mă iei la mișto. Știi ceva? Hai, tată, gata. Asta e, spun, m-ai pune un televizor aici și gata, tată. Am plecat, că deja mă enervez. Pa, vezi, de casa ta, tată. Uite, mamă, dar chiar e frumoasă, tată. Nu știu ce nu-ți place. Știi cât de frumoasă e casa? Uite-te pe bune. Dar unde ți-l serios? E chiar o casă frumoasă. La mine? Ce, fiul Maricel nu comenta. Fiul Maricel nu comenta, tată. Fiul Maricel? Bine, lasă, tată. Lasă, tată. Ah, tată. Fii atent. De fapt, nu s-ai nevoie de patul. Ba da, e un pat frumos, tată, foarte frumos. O să te simți aici. Ce Marcel? Pe ce în gură? Așa că fii antre, dacă omul la ceva tu da. Nu, tată, nu, că n-am înțeles nimic, că nu știi să vorbești, tată, nu știi să vorbești cu toată gura. Mă, tată, fii atent ce o să fac. O să fie ceva foarte frumos, tată, ceea ce se întâmple. Fii atent, tată, tată, deci, bă, tată, termină, tată, omule, bă, mă ascult sau nu, tată, că plec și gata. Ce? Deci, o să te simți aici foarte frumos, tată, o să te simți chiar ca la plajă, o să vezi tu în viitor. Tată, nu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificare pentru a fi la curent cu ce și când postezi.